Salutare, dragii mei, Neonius, mi-am play și bine am reușit cu un nou episod de Rust alături de domnul Apex sau Alex sau cum vrea el să-i zic. Zici și tu ceva, ce naiba. Ce să zic, că... Zici tu, ai noroc sau ceva gen... Nu, de când am auzit-o asta cu 3 euro și îmi dau lacrimi, sincer. De ce? Că mi-aduce aminte de vremurile alea cu YouTube, cu toate astea, cu ăia. A, da, să vă spun că domnul de aici, Alex, a cunoscut foarte mulți youtuberi. Micuți, da. Și micuți, hai că 10.000 nu poți să zici că sunt așa micuți. Micuți sunt eu. Da, adică și Dragoș acum mai mare de naiba. Hai că acum exagerez un pic. Nu cred că o să încape large furnace sunt camera asta, omule, pe bune. Ba da, încape. Nu încape. Serios? Nu încape. L-ai tu făcut? Poftim? L-ai tu făcut? Nu! Stai pic, e un kit incendiario sau... Stai pe un server spaniol. Kit incendiario. Ce-ți dă? Oh, îți dă flamethrower! Mamă! Oh, Alex! Lăsai că ne-a dat și Animal Fat, putem să facem... Dar ne-a trebuit blueprint-ul. Da! Aici e buba. Uite, ia-ți-o trebuie. Trebuia mai întâi asta. În fine, lăsăm și noi aici un spațiu, punem clotul aici, semințele. Da, e o idee. Știm. 1, 2, 4, 5. Dacă vedeți baza asta, puteți să vă băgați și voi în ea codul, dar să nu furați. Te-ai găsit. Te-ai găsit, fix la abonații tăi, te-ai găsit. Oamenii, hai că trebuie să mai spun și nume, că știi că... Na, eu zic nume, că oamenii vor să le spun numele, știi? Na, aparent s-am uitat codul și l-am ghicit la loc. Păi ți l-am zis adinauri. Cum l-ai ghicit? Păi mi l-ai zis adinauri, dar l-am uitat. Ești bun. Hai să mai spunem niște nume că trebuie să dau alt tab și să mă duc la comentarii. Apropo, ai mâncare? Cred că e un kit cu mâncare, dar e fuderino sau în ce limbă? Fuderino! Hai să zicem că ropa ar fi, hai. Mihai Lază, Marian, Dani, Budeai, Nicușor, Sergiu, Ana, Marius, Sorin, Rafaela, Alex Gaming Infinite mi-a cerut o promovare la sfârșitul episodului. Ce? Deci, pe bune, nu înțeleg oamenii ăștia care pur și simplu își cer o promovare, dar nu stau nimic. Doar vor o promovare. Da, și din promovarea aduci mai mulți abonați inactivi decât activi. Cam așa e, știi? Nu, mai mult o faci așa din silă, pe bune, părerea mea. Da, și, nu știu, zicem că îi faci... Mi se pare logic să ceri o promovare. Te duci la un YouTuber mare de 100.000, de exemplu, în România. Da. Îi ceri o promovare. Să spunem că YouTuberul ăla face jocuri de-astea, Survival, DayZ, jocuri de-astea și... Faci... tutoriale cum să te scobești nas. Sau Minecraft, de exemplu. Da. De ce ar veni abonații lor la tine dacă tu faci cu totul altceva? Nu? Că vezi, cum zic unii, potențial, nu știu ce. știi cum e. Da. Da. Nu mă bag să-i întreb. Oamenii dacă vor promovări, bravo lor. Dacă nu vor, nu mă deranjează. Și nu știu, te simți mai bine dacă faci, cum se cheamă, abonați de pe munca ta, știi, nu după o promovare. Uite, eu am făcut o greșeală, acum mult timp, în fine, am făcut când aveam alt cont cu aceeași nume, Minion Plays Old, dacă da, știi contul. Erai prieten cu acel processing. Nici nu-l mai nu-l suferai. Oho, am jucat cu Dragoș un meci de CS. Face ca toți dragii pe CS, n-ai ce să-i faci. Și l-am întâlnit acolo, bă. M-a înjurător cu el. Cică, unde stai? Cică, mă întreabă el unde stai. Eu zic acolo, pe lângă Pitești. Cică, eu stau în Pitești, mamă, să vezi bătaie ce-ți dau de întâlnim. Și am zis, bine, și scot din confă și gata, am dat bloc. Nu, are niște reacții foarte tâmpite. Am fost ceva prieten cu el. Ceva timp și nu are cele mai tâmpite reacții omul ăla. Eu am obișnuit să ies afară să văd unde e drop-ul, dar acum am dat seama că e minimapă. Da, știu, vanila. Da. Vanila stuff, na. N-ai ce să-i faci. Sau Battle Royale, am văzut că joci Battle Royale. Mi-mi place primitivul, care decât arc și crossbow, chisuliță.
Da, dacă ai fi ai văzut episodul de astăzi. Da. A fost de rahat. Părerea mea. Am făcut un rahat în episodul ăla. A murit ca fraierul. Pot zic că a murit ca fraierul. Kickstarter-ul e cu mâncare și toate alea. A, Kickstarter-ul? Uite și uite cum facem ca să urcăm. Da, știu. Așa aveam și noi în casa aia. Nu urcam pe un crate noi. Da, lasă cu un Reaper Bench că de. E mai mare. Da, e mai ușor. Bun. Dacă ai pus și tu... Am găsit-o, e super cum am găsit-o. Da, și aici pune ceiling-uri aici, uite aici în centru. Ce facem? Pune ceiling-uri de alea, acoperiș aici. Nu, stai că am o idee. A, în caz că intră acolo să le dăm la cap? A, nu, mă gândesc să punem cu frame-ul. Da, pun de la predez la lemn de pe. Și facem cu din alea de fier sau... Da. Mhm. Se vede frumos, nu de alta. E și stylish. Nu, este. A, da, costă că călău fier să fie. Costă că mamă, n-am fier, na, hai să lăsăm pe altă dată. Hai să o lăsăm. Uite de ce a murit cioară. Păi... A murit cioară? Da, uite-te. O, a murit săracul. Apă, cioară! Was shot in the head by CSGO Joseph with bolt action rifle. Cioară, dacă te vezi la episodul ăsta, îmi pare rău că ai murit. Dacă găsești așa ceva pe Vanilla, cred că e și mai fericit om din lume, un flamethrower. Oh, pui. Da. Ia și tu kit Mineros, nu kit Builderino sau Constructorino. Mhm. Nu știu cum e kitul, așa că pot să fac patru. Parcă trebuia să vorbim despre acel joc minunat. Care, Daisy? Da. Păi, sau jocuri în general. Hai, spune-mi povestea ta cu Rust. Nu știu, m-a atras Rust-ul la un moment dat. Tu ești ăla care ia lemn? Da. Și de când joci tu Rust? De un an și pe bune. Chiar nu credeam că un joc cu nudiști o să fie așa popular pe un canal. Pe bune! Wow, decât un an? Adică n-ai prins Rust-ul vechi? N-am prins Legacy-ul, nu l-am prins. Mamă, ai prins ce e mai frumos. Legacy-ul nu, că Legacy-ul m-a atras pe mine și după... Păi da. Legacy-ul e cel mai, nu știu, dacă ai jucat Legacy înainte, n-ai cum să zici că ăsta e mai frumos. După ce am jucat un pic de Rust normal și m-am băgat pe Legacy, graficile te doare, chiar da, te doare un pic. Nu zic că pe vremea atunci când a apărut Rust-ul era ceva, arătau bine. Era ceva interesant, că eu mă uitam de când a apărut Rust, dar n-am jucat niciodată. Știu că mă uitam la Frankie's on PC, nu știu cât. Da, eu mă uitam la Bichils atunci, adică îl știi pe Bichils, nu? Nu s-o cunoscut, dar... În fine. Da, și Frankie avea serii. Nu, mă uitam la Frankie mai mult. Da. Și după m-a atras jocul atât de mult încât să mi-l iau. Inițial mă uitam și la tutoriale, ce să faci, nu știu ce, bengoșenii. Ca să, în prima zi de Rust sau ceva genul, cum să-ți faci o bază. Da, pe Rust-ul vechi nu erai dat... Nu, mi-aduc aminte pe vremea aia când puteai să-ți faci baze pe pietre și să nu fii rai dat absolut deloc. Pe pietre nu puteai pe Rust-ul vechi să faci bază pe pietre. Nu, mă refer pe Rust-ul ăsta, nu. A, da. Dar la început, când debea apăruse și el. Da. Na, acolo, pe iceberg-uri. Nu, pe iceberg-uri niciodată n-am făcut, dar m-am dus în Ice Biome. Și pur și simplu mi-am făcut o casă pe o piatră. Și cineva s-a buguit cumva prin piatră. Era o modalitate cam nu prea frumoasă să te buguiești prin pietre și pur și simplu să ajungi în baza respectivului. Așa am fost raidat odată. Și am pierdut baza și m-am ofticat atât de tare. Ce faci? A, faci ca Nicol. Să-mi dai și mie ușile ca să pot să pun Cold Rock și chestii de genul. A, da, stai. Că... Uși, e la Constructino, la aia? Constructiro, Constrigo, nu știu cum, da, la aia. Mamă, da, era super tare. Da, păcat acum, n-am ce să zic, păcat. Ah, uite aici, în cos nu putem pune. Da, stai, că e prea jos. Da, dar știu cum putem face, fii atent. E o fază de asta, uite ea. Nu, mă bag, nu știu să zic.
Și uite, vezi? E de protejare, cum ar veni. Asta-i facem de metal, știi? Cum ar veni. Da, nu, nu mă bag, că nu sunt specialistul. Nici eu nu sunt așa la case. La casă, special. Dacă e să mă bagi, nu mă băga. Mai bine nu mă bagi. Asta, dar am observat că seria de YouTubers Life nu merge prea bine. Da, e de câte știu, e cam nou jocul, nu? Da, da, e apărut nou. E o săptămână maxim, nici o săptămână nu cred că are jocul în sine. Na, nu știu, eu consider că dacă ai început cu Rust, le plac jocurile gen cu, fără o poveste, cum ar veni, știi? Să ai ceva. Uite că-ți dă Kid Blueprints. Scrie Kid BP de 3 ori și-ți dă 2000 pe fiecare. Asta... De fragmente. Și putem să facem rost de... Eu dau upgrade câte mult pot. La majoritatea. Că nu știu de la ce puteai să iei chest mare, reveal. Reveal. La primul. La primul? Ah, fi rar. Dar mi-a picat revolver totuși. Fii atent, dai una, o înveți, ca să nu se repete, știi? Uite, large fornă să-ți bagi joc de mine. Da, tot la normal e. A, uite, am găsit chest, gata. Pot fac chest. Uite și pistol bullet, uite. A, am încă un pistol bullet dacă-l vrei. Am și eu, știu, dacă acum îți dă ce ai învățat deja, înseamnă că nu mai știu. Stai așa, mă, large-ul nu mi-a dat încă, din păcate. Nu mi-a dat. Și am făcut un library și am dat și un high external stone, mă, fuck. Nu-i bine, nu-mi place. Stone-ul ăla e ok. Da, știu că e ok, metal, da. Treasure, reveal blueprint și sword. N-am zis că nu e ok, high book ce-mi dă? Îmi dă coffee can helmet, bravo. Hit BP. A, trebuie să aștept 3512 secunde. O, asta nu zici, ce-mi dă. A intrat Codrin în YouTuber's Life. Chiar acum. Să nu-mi zici că o să facă și el. Ia stai, Kit Bupu în cât? 3500 de secunde, cât înseamnă aia? 3500, băi, cu matematica mea de-a șaptea. Op, 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 50 de minute. Crezi? Cam așa. Da, mi-a venit bine. Fii atent. Dă-mi și mie tot metal fragment-ul care l-ai. Păi stai, la ce, la constructinul ăla? Da, da, da. Kit constru... A, e constructor, te rog frumos. Eu ți-am zis. Ia de aici. Nu cred că mi-a dat pe tot, că am avut inventarul cam plin, dar... Să-ți fi dat fix metalul, nu ți l-a dat. Fix ce-mi trebuie, nu ți-a dat. Se mai întâmplă. Dar mama a trebuit să ți-l dropeze, nu știu, dar... Dacă n-ai avea loc, asta l-am mâncat eu. Hai, unul nu vreau, unul cu arcul. Ești pregătit? Nu, stai acolo după colț. Stai că eu am multe chestii, trebuie să le pun undeva. Ai, pe, n-ai pat aici? Ba da, da, dacă se despawnează, las. Bine, hai pune, fă-ți crate de la. Patul ca patul, dar dacă... Unii mai știu, alții nu mai știu de asta, deci... Da, dacă... Te, în... locuri unde n-ar trebui să te... În tunel. În tunelul cel întunecat. Hai că-mi pun și asta pe aici. La ce armă te percep cel mai bine? Exact. Înțeleg cu piatra? Exact. Mai bine nu mă, mai bine nu întrebai. Nu, hai afară, hai afară, domnul. Hai, te cresc. Bun, hai, te, după care colț vrei să stai? Sau aici. Ok, eu stau aici. Ești pregătit? Da, și avem voie să ne ducem la fiecare la colțul fiecăruia? Da, normal. Dacă vrei să pușezi, pușezi. Oh.
Bagă în tine. Nu cred. Cred că am luat-o. Da, ai dat-o bine. Dar mi-aduc aminte când era bug-ul, dacă îți dădea, îți rămânea acolo, țepenit. A, da. Eu nici nu apuc să... Oh, am nimerit și una. Este. Unde ți-a trecut aia? E, lasă-mă cam eu. E mișto cu high velocity, că sunt așa drept. Opa. Nu e să cred că am prins-o pe aia. Ah, la limita mea. Că tot încerc să iau o săgeată care mă derutează. Nu cred, cum ai luat-o pe aia? Cred, nu cred, nu cred, nu. Te... Hacker, hacker, hacker! Îți dai seama, hacker. Îți dai seama așa pe unde. Unde ar trebui să... Hacker! Nu. Hai mă, nu mai te arăți. Opa. Opa, asta... Păi, te-am sunat după piatră, mă, nene, mă. Ai văzut săgeata aia? Tu ai văzut-o pe aia? Da, s-a ratat jalnic. Bă, da, mi se pare mai sau e cam puțin damage? Bă, ai velocity, tu dai mult mai puțin damage, că... Cât ți-ai luat de la săgeata aia, de curiozitate, așa? Destul, oricum. Da. Opa. Bă, ești nebun. Bă, ești prost. Mă pușează domnul. Măi, ce era să dau la cam mai, măi. Am dat în piatră. Te bagi la adăpost fix. Băi, ați atrag peste cap. Nu cred, cum nu am nimerit-o pe aia. Eu zic să nu te apropii. Dar ce, ești periculos? Ai drujbă? Dau cu flamethrower-ul. Dau flamethrower-ul din casă și te alerg. De ce ai? Opa! Hai să nu ne... S-au schimbat pozițiile cumva, adică... Săgeata ca săgeata, dar dacă... Deprindea în tunel. Hai să facem și noi mai frumos. La frumoasa. De ce cred că ai intrat în casă atât de mult? Am impresia că ai intrat în casă. Nu, săgeata fix pe lângă tine a trecut. Da, acum am auzit-o și am... La limită. Păi... Haide, văd un curcub B-ul. Da? În spate. Unde? A, nu. Bă! Reciproc. Azi jos, nu! O să mă ridic, o să mă ridic, sigur. Sigur mă ridic. Haide, ridică-te. Ai 7 HP? 2 HP mai am. 2? Da. Ridică-te. Ridică-te, cât mai ai tu? 45. Nu cred, se da heal mult prea mult. Ridică-te! 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 Nu-ți mai mă, trebuie să ai 7 de la început. Am încercat măcar. Gata, a fost interesant. Vezi că cred că ai deja vreo 11 minute. A, are 18 deja. Serios? Da. Și tu cât primezi de 18? Jumătate de oră? A, nu cred că pot. Cât e ceasul? O să-l iei pe gen, îl tai, știi, ce nu-i interesant? Da, n-am timp să fac așa ceva. Nu? Mai dai tu în mine. Bine! Ok! A, păi tu ai îmbrăcăminte mai șmecheră, măi! Ok, ok! Păi tu ai îmbrăcăminte frumoasă, măi! Ți-a plăcut dojo? Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Opa. Opa. Nu? No? Hai, mă, hai! Băi, hai că deja nu-i bine. O, stai că nu pot, nu mai mă spamnează în pat.
ATP. Ah, suntem mișto cu pustiu. Oh, uite un urs. Poate e ok și e friendly ursul ăsta. Hai că mă duc lângă el. Da? 100% e friendly. Îi spun eu. Adică te mângâie. Nu-i friendly. Am avut și o speranță la un urs mai prietenos. Și cum îți face corpul? Gen, e... Nu se oprește, încă... Zici că dansează, face breakdance, știi? Așa... Ca idiotul? A, da. Mai știu, e un bug. Opa, o bază erai dată, poate iau și eu ceva din ea. Sau când era... E goală pe bug... une? Dacă știi bug-ul ăla când îi dădeai în cap și ducea așa capul un lung de tot, știi? Acceptă. A, mamă, da, și l-am prins. Nu știu dacă mai este încă. Nu mai... Nu știu că îi dădeai în cap și ducea capul așa în ultima clădire de care te-ai dus? Omule, cred... am găsit-o... Găsisem o bază cu codul și era ok. Da? Da, chiar te bagi după la un Battle Royale? Nu știu dacă mai am timp, unde mi-e corpul? Păi... Mi-ai luat lucrurile, mârlane. Păi... A, din nou? Bine. Nu mi-e să cred că m-am prins-o pe aia. Doar am prins-o atât de bine. Asta e mai multe PvP, știi? Opa. Îți dau prin bucuș, fii atent. De ce? De ce, Alex? De ce? Mai dă TP o dată sau nu mai poți? Ai cooldown? Nu știu. În fine, sper că v-a plăcut acest episod cam ciudat alături de Alex.